Salut! În videoclipul acesta vreau să vă fac un rezumat pentru Community Town Hall Meeting, unde Benjamin Minko a vorbit o oră și ceva despre ce urmează pentru Multiverse X. Cu acest video vreau să vă ajut să nu mai trebuiască să vizionați o oră și ceva, deoarece vă prezint toate punctele cheie în aproximativ 5 minute. Dar înainte să începem, dacă vrei să ajuți la creșterea acestui canal, apasă pe butonul de like și lasă-mi și un comentariu, că mă ajută tare mult cu algoritmul YouTube. Și pe lângă asta mai am o explicație de făcut care mi-a fost solicitată pe Facebook în legătură cu Eagle și anume ce s-a întâmplat de ieri seară de a scăzut prețul aproape 20% într-o oră. Putem observa că la ora 1 seara prețul a scăzut de la 49,93 de dolari până la 40,50 și asta în decursul doar la o oră. Putem observa că sunt pe graficul de oră. O să încep cu explicația și după continuăm cu rezumatul de la interviul lui Benny. Această explicație este preluată de pe Twitter și sunt curios voi ce părere aveți. XFoundress este autorul și el spune că au fost aceste lichidări de aproximativ 100.000 de dolari care au dus prețul în jos pe Bybit. Putem observa că pe CEX-uri pe site-ul CoinMarketCap volumul este de 100 de milioane de dolari și pe DEX-uri este de 135.000 de dolari. Deci volumul este de 100 de milioane de dolari și sunt curios voi ce părere aveți. Aceste lichidări de 100.000 de dolari de pe Bybit să fie cauza pentru care prețul a scăzut atât de mult sau nu? Lasă părerea într-un comentariu că sunt curios tu ce crezi. Acesta este interviul de care vă spuneam, el a fost făcut chiar pe canalul Multiverse X. Sper să nu uiți și să las de data aceasta linkul în descriere înainte să mi-l ceară cineva. S-a început cu un rezumat al tuturor produselor livrate până acum de la rebrandul în Multiverse X. Dacă vizionați de obicei videoclipurile de pe canalul meu, ar trebui să fiți la curent cu produsele noi lansate și rebranduite. Dacă nu vizionați de obicei videoclipurile de pe acest canal, vă sfătuiesc să vedeți videoclipurile trecute pentru a fi la curent cu produsele noi lansate și cele rebranduite. S-a menționat parteneriatul strategic cu gigantul chinez Tencent Cloud, care va duce un nou val de adopție de pe plan internațional. Anul 2023 este despre construirea unei fundații solide, care în următorii ani va putea susține tot traficul de care speră să aibă parte rețeaua Multiverse X. S-au menționat și 3-4 update-uri majore la rețea care sunt planificate pentru perioada următoare, dintre care cele mai importante sunt Vega, care este staking phase 4, și Andromeda, care are legătură cu Sovereign Shares. În o lună-două va începe o campanie de marketing internațională, ea va începe treptat și se va merge de la o țară la alta. Printre acestea s-a enumerat Paris, Barcelona, România cu orașele Craiova, București și Cluj, Hong Kong, Texas, Austin, Italia, Milano și Germania, Berlin. Am vorbit despre X Launchpad, care are data de lansare în aprilie-mai 2023. Probabil tot pe atunci se va lansa și următorul proiect de pe Launchpad, și anume Hatton Protocol, despre care am făcut un video pe acest canal. De asta vă spun, în caz că sunteți interesat de vreo informație care o aflați aici, puteți vedea videourile din urmă de pe canal. X-Money rămâne pentru luna aprilie, însă un update important este că nu vom primi cardurile odată cu X-Money, deci lansarea cardurilor o să fie puțin amânată. În aproximativ o lună se va anunța progresul în ceea ce privește situația persoanelor de pe Waiting List 1 din aplicația Xportal pentru carduri. Persoanele vor fi contactate și vor primi instrucțiuni referitoare la următorii pași care trebuie parcurși. XWords, cel mai mare eveniment din Metaverse pe care l-au planificat în decembrie anul trecut și a fost reprogramat pentru 29 martie conform roadmap-ului, era un eveniment extrem de așteptat de comunitatea Multiverse X și acesta primește o nouă amânare până la final de Q2 sau poate chiar Q3 2023. S-a amintit și de XSafe, care este o soluție de securitate multisig. Să luăm un exemplu practic. Ai un proiect cu 4 membri și fondurile proiectului sunt adăugate într-o astfel de soluție cum ar fi XSafe. Atunci un membru nu poate să fugă cu fondurile, deoarece ca o tranzacție să se execute este nevoie de acordul tuturor. Un alt exemplu, vrei să participi pe Mare Launchpad cu cineva pe care l-ai cunoscut pe net și la fel poți folosi o astfel de soluție și amândoi decideți cum se împart biletele câștigătoare. Nu poate cineva să fugă cu fondurile, deoarece este nevoie de doi oameni să autorizeze o tranzacție ca ea să se întâmple. În luna iunie sau iulie 2023 se va organiza de către cei de la Multiverse X primul hackathon, unde sunt invitați toți membrii comunității și nu numai pentru a-și testa produsele. În 2023 se va organiza din nou X-Day, evenimentul care a debutat în 2022, la care la fel pe acest canal veți găsi rezumat pentru ziua 1, ziua 2 și ziua 3. Și a terminat spunând că se începe o nouă eră, o nouă era a dezvoltării unde principalul scop este prezentarea produselor întregii lumi prin parteneriate și marketing care se spune că va fi la un complet alt nivel. Acesta a fost videoclipul de astăzi, sper că informațiile prezentate să vă fie de folos. Vă mulțumesc dacă ați rămas până aici.
Vă invit să mă urmăriți și pe Twitter, deoarece sunt mult mai activ acolo, să vă alăturați și în grupul de Telegram, unde discutăm despre criptomonede și noi ne auzim data viitoare. Ciao. A fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut, nu ezita să ne dai un like și să te abonezi. Îți recomandăm să arunci o privire și peste videoclipul următor. S-ar putea să-ți placă.